Chiar dacă nu are nici măcar două săptămâni de când a venit la conducerea orașului Cernavodă, noul viceprimar Ștefan Pleșa a încercat deja să sară în ajutorul localnicilor pe care i-a primit astăzi la primele audiențe. În perioada când am funcționat ca viceprimar între 92-2000 și astăzi, cam aceleași probleme, locuri de muncă, locuință și ajutor social. Eu zic că am reușit să-i conving pe toți cei care i-am ascultat ce posibilități are primăria, ce putem face pentru ei și ce nu. Problemele stringente cu care s-au prezentat astăzi cernăvodenii în audiență au fost legate de lipsa locurilor de muncă și solicitarea ajutoarelor sociale, dar și alte nevoi citadine. Am un băiat de 28 de ani, i-a luat casa foc în Colombia, a stat în tabăra aia și acum așa de la bătrâni. Și are doi copii, unul de 4 și unul de 5. Ce ajutor să-i dea muncă, să-i aprobe și lui banii de lemne, să-i dea și lui o casă, cât o să stea la bătrâni acolo, că e microb de fiecare. Remenca de casa, deci vin după, deci de acum 4 luni de zile, continuu, am și aprobarea, că s-a aprobat și tot nu s-a luat nicio măsură să vină să facă. Și ce doriți mai exact? Un ajutor, materiale de construcții sau ce? Ce-o fi, doamnă, mi s-a spus că îmi trimite echipă, mi s-a spus că trimite țeavă, că trimite beton, materiale că trimite... Da, n-a venit nimeni și aprobarea e la mine mână. Programul de audiențe va rămâne în continuare același, iar oamenii vor fi primiți în fiecare zi de joi între orele 14 și 16.